Partenerii emisiunii Color Studio. Emoții în culoare. Există așa o teorie subiectivă, precum că femeile frumoase, talentate, de multe ori sunt singuratice sau au o soartă pe alocuri deloc ușoară. Eu tare vreau să mă conving că e doar un stereotip. Natalia, eu sper că intro-ul ăsta al meu nu te-a deranjat. Adică eu am spus că există așa o teorie, precum că femeile frumoase și talentate au o soartă de multe ori, nu știu de ce, o soartă un pic mai grea. Nu, într-adevăr, dacă de văzut, chiar mi-am numit cu intro, e ceva deosebit, deoarece de obicei mă prezintă, oh, Natalia Gordienco, și când mi-a prezentat așa, deodată m-am gândit, acuși o să mă întrebe despre viața privată, despre care de obicei nu-mi place să vorbesc, nu din cauza că nu există, doar din cauza că, cum spun, că totuși în artist noi suntem așa de oameni publici și așa de deschiși, eu chiar sunt o persoană foarte deschisă, măcar trebuie să rămână ceva, măcar vreo taină. Că, ok, da, de acord. Și chiar sincer, niciodată nu mi-au plăcut tainele, știi de ce? Că nu știi ce o să auzi, adică taina asta poate să te... Nu, deoarece eu de atâția ani, așa să zicem, că la noi showbiz-ul nu prea există pe scenă a țării noastre și am văzut și sunt exemple și de peste hotare când oamenii fac anume publicitate și PR din viața lor privată, s-a măritat, s-a căsătorit, copii, divorț, nu știu ce. Mie nu-mi place să fac prin acest lucru show. Totuși îmi străduiam de fiecare dată să rămân artistul și să vin doar cu muzică și cu discuțiile de acest gen. Tu ești o femeie deschisă, cum ai zis, e adevărat, și foarte bine educată. Eu asta am observat. Și aș vrea să știm cui aparține această educație pe care ai primit-o tu și care a dat roade atât de... Aparține bunicii mele și nu de mult a fost și ziua ei și de fiecare dată eu încerc să postez pozele că acum noi toți am intrat în zona asta, doar internet, social media. Așa e. Și ea nu prea pricepe de fiecare dată, ea nu de mult, noi am făcut și un cont pentru ea în Facebook. Serios? Da, dar nu vă spun cum o cheamă. Și înainte ea afla informația despre mine, ce am postat, ce poză, că e foarte autocritică și întotdeauna a fost așa, de la mic până acum cât am... Dar îți comentează și la poze? Nu comentează, că nu știe cum. Am făcut, ea poate să verifice, dar nu să comenteze. Okay. Și oricum, ea comentează după cadru, așa. Știi, așa să zicem. Și ea a fost întotdeauna alături de mine, ea m-a învățat, ea a fost foarte și foarte... nu știu dacă în română corect de tradus, nu dură, dar foarte strictă, nu știu, severă, da. Niciodată, cum spun acum, pot să fac diferența aceasta, că când ești copil nu prea înțelegi chestii de educație, dar acum când am copil și eu, și eu spun că niciodată n-am fost educată, este așa o... aforism, o expresie evreiască a mati. Așa? Că la ei este o anumită, totuși, o combinație, că copilul meu e cel mai bun, că ai făcut bine, dar poți și mai bine. Dar la mine întotdeauna era că n-ai făcut cum trebuie, nu e ok, că Vasia, Katia, Iulia sunt mult mai talentate, frumoase și da, tu. Ea mi-a educat în așa gen și din cauza aceasta poate am avut prin toată viața acest moment, chiar și sunt și săgetători, este și în sânge că noi suntem luptători și suntem lideri și vrem să fim pe prim plan. Așa. Și când îmi spunea, poate din cauza aceasta ea știa că dacă îmi spune că Iulia e mai bună sau Katia, de exemplu, eu o să fac tot posibil ca să fiu încă mai bună decât... Asta e un fel de stare a școlă, da, știi? Da, asta e fel de stare a școlă. Dar tu îți folosești strategia asta în educația copilului tău, piciorului tău? Eu nu pot să spun că băieții oricum sunt diferiți. De exemplu, în Rusia, când aduceam piesa și aveam piesele foarte și foarte bune și eu vin, vorbesc cu director general la un post
cel mai mare, de exemplu, pe atunci era la Moscova, 2 ani în urmă, și el îmi spune, da, îmi place foarte mult piesa, și eu mă uit la el și nu îmi spune din cauza că sunt eu, sunt o, știi, interpretă tânără. Și el îmi spune, noi nu putem să luăm. Tu înțelegi că avem o listă, de exemplu, fiecare săptămână avem 100 de piese, cu 100 de piesele noi, așa cum, dacă e corect, spun. Și în această listă este Grigore Leps, Valerie Miladze, Alla Pugacheva, Natalia Gărdienca, Traian Stoianov, nu știu, Vasia Pupkin, Emilian Crețu. Și el îmi spune, dar noi avem doar 3 sau 5 locuri, piesele pe care putem să luăm. Și normal că noi luăm pe Lep sau Miladze și nu contează ce cântă, deoarece e nume. Dar poate să-i plătești. Nu, chiar, știi, da, acolo, dacă ei vor ca tu să plătești, sunt așa sume mari că noi n-avem așa posibilități. Idol. A, despre idol. Da? Uh-huh. Pentru mine Whitney Houston e un idol. Eu sunt interpretă de muzică, sunt și uite, așa, ne întoarcem la intro-ul meu, Whitney Houston. Da. Atât de frumoasă, super talentată, deosebită. Eu m-am uitat cu Bodyguard de 75 de ori. Sunt absolut de acord. Uite... Eu foarte des, într-adevăr, știi, noi toți, absolut toți avem problemele noastre și... Cred că fiecare persoană lui se pare că problema lui, viața lui, soarta lui e cea mai, cea mai. Da, dar oricum, eu spun când o să am posibilitatea, eu cred că eu o să lansez carte. Că la mine sunt și soarta e dificilă și cu așa, că la mine e ca zebră. La mine eu întotdeauna știu că dacă e, nu știu, psihosomatică lucrează foarte bine. Nu trebuie să cred în acest lucru, dar la mine, într-adevăr, știu că după albă vine ceva trebuie să se întâmplă. Și chiar și cea neagră și... Ai grijă, Natalia, perioada nefavorabilă a vieții, deja nu mai poți să o numești chiar neagră, ok? Adică nefavorabil. Da. Nu există albă și neagră acum, de câteva luni. Sură. Sură. Sură, ca îi spunem. Stai în mijlocul și, într-adevăr, nu. De artiști, dacă vorbim, chiar am vorbit, vorbesc cu colegii, nu înțelegem ce o să fie, că deja m-am gândit să mă ocup cu altceva. Wow. E o perioadă chiar sură pentru voi, interpreții? S-au terminat concerturile? Nu mai puteți câștiga bani? Îmi place cum, de exemplu, sunt diferite asociații de businessman, business mic, horeca, mai departe. Și ei vin cu propuneri spre guvern, că la noi totul s-a oprit, că noi avem angajații și nimeni nu se gândește că oricum. Noi suntem publici, dar chiar suntem foarte stisnițele, rușinoși. Modești. Modești, da. Și niciun muzicant încă n-a venit cu o propunere, că noi avem tot o industrie foarte și foarte mare și sunt împlecați, sunt orchestre, ok, interpreți care sunt individuali, sunt orchestre de muzică, sunt dansatori, care au rămas fără sunt job. Organizatori de evenimente și sunt atâția familii prin toată țara și au rămas fără job. Și nimeni nu se gândește la această, ok, acolo măcar dau cât de cât, ok, noi vom deschide peste o lună, dar în ocupația noastră, nimeni nu se gândește. Și am citit un comentariu prin internet. Ok, despre ce vă vorbiți? Voi nu plătiți impozite? Și, ok, întrebare închisă. Cum nu plătim? Noi plătim impozite și sunt atâția evenimente când absolut tot, într-adevăr, este transparent și se vede. Cum nu? Și tot e așa o chestie. Absolut toate evenimentele sunt anulate. Și mă bucur că am proiect televizat și vreau să mulțumesc, apropo, șefilor mei, că am ocupația, am unde să mă duc, am stimulul acesta, știi, dimineața de trezit, să mă fac frumoasă, da. Da. Unde am ajuns? În chip? Da, că lumea vrea să lucreze, dar n-au această posibilitate. Dar eu m-am uitat pe profilul tău de Instagram, tu ai aproape 100.000 de followeri, asta not bad, asta nu-i rău, adică la ceea ce se întâmplă pe Instagramul Moldav în ultima perioadă, eu mă gândesc că oamenii ăștia aruncă cu bani, că mașini, BMW-uri, 60.000, 80.000, nu știu ce. Știi, tu câștigi bani din Instagram? Eu nu câștig bani din Instagram. Primul rând, niciodată nu am fost prezentă în rețele de socializare pentru că îmi place așa de tare, că vreau să arăt cu ce m-am îmbrăcat, ce mănânc, ce se întâmplă. Eu sunt mai discretă.
și am deschis, deoarece sunt totuși o persoană publică și aveam momentul că au fost înregistrate mai multe fake-uri, profiluri fake-uri, unde nu eram eu. Și din cauza aceasta am deschis profilurile mele, ca într-adevăr lumea să cunoască informația reală. Și de acum sunt mai activă, deoarece, cum am spus, măcar știi, ceva se întâmplă, ai senzația că viața merge mai departe. Nu fac bani, oricum nu sunt blogger. Cu Instagram-ul tu trebuie să stai, tu trebuie să te ocupi profesionist. Dar tu poți să faci un live sau sau o postare și să iei pentru asta bani. Adică tu chiar nu accepti colaborări. Am parteneri, am companii, de exemplu, mai mult prietenesc, așa. Suntem în relații, dar sunt, oricum, eu sunt deschisă pentru orice colaborare și doar că nu fac prin asta... Ok. Și foarte ca să câștigi banii Instagram, trebuie să spui ca scop. Nu vreau să fac din pagina mea Macler, gazetă, mă scuzați, știi, să fie doar publicitate. Da. Acum sunt ok. Dacă vrei să mă întrebi dacă am pe cineva, n-am pe nimeni. Nu știi care e faza? N-am partener, da, sunt... În Google, dacă scrii Natalia Gordienco, a doua poziție, Natalia Gordienco soț, știi? Adică pe toți îi interesează, ai pe cineva sau nu. Eu, chiar pe mine, nu mă interesează atât de mult, dar totuși aș vrea să-i anunțăm pe oameni dacă tot te întreabă, că ești persoană publică. Deși ești, nu ai soț? Nu, n-am partener, n-am soț, n-am amant, da, e corect, lubovnic sau nu știu. Perioada asta de carantină e mai greu cu... Mie îmi place, știi, fraza, răbătușe, mate, dinoșcă, văd. Nu, uite, vezi? Da, știu că, de cum, de, uneori mă... Da, mă stresează acest moment, dar nu trebuie să fiu stresată deloc. Înseamnă că acum este așa o perioadă și Dumnezeu mă gătește pe altceva și știu că totul ei va fi bine. Așa. În 2006 a apărut prima ta postare în YouTube, în 2006 iulie, o piesă cu Arsenium Loca. După Eurovision. 2006, uite. Tu ai primit titlul de artist emerit, dacă nu mă înșel, în 2008 cine? Vladimir Voronin. Da. Și lumea pe atunci a început, eu mi-am amintit perioada aceea, așa de repede și deja artist emerit, adică 2-3 ani, 4 și... Ca să înțelegi, am început să cânt, încă aveam 12 ani. Cum să cânt? Să cânt așa, mai profesionist, că învățam la școală teoretică, liceu și paralel școală muzicală și am început să particip în diferite concursuri, naționale, internaționale. Și până am ajuns până la 2008, ok, lumea mi-a aflat prin Eurovision 2006 că pe atunci internetul nu era așa de dezvoltat cum, de exemplu, acum interpreți tineri au atâția posibilități prin proiectele TV muzicale, că începând Fabrica de Staruri și Vocea României, dacă luăm ceva ce se întâmplă pe alături țării noastre, atunci nu era nimic și aveam foarte multe concursuri unde luam Grand Prix-uri, locuri întâi, doar că nu era și nici rețele de socializare nu erau atât de dezvoltate. Le luam și datorită acestor că eu aduceam faima țării noastre prin diferite concursuri, fără niciun ajutor din diferite părți, doar din proprii posibilități și datorită acestor locuri eu am primit acest maestru în art. Dacă vrei să critici un artist, gata, trebuie să te legi de asta la cui concert a cântat și pentru ce partide și nu știu ce. Tu treci ușor peste asta? Adică tu ești ușor. Obișnuit cu hate-ul. Eu sunt obișnuită cu hate-ul. Nu știu, la noi în țară este așa o... Dacă, știi, persoana arată bine, cât de cât ceva e bine în viața lui, înseamnă că e legat cu cineva și lumea nu se gândește, doar oamenii apropiați cunosc că nu mănânc, care nu dorm, da. Nu văd părinți, copii, prieteni, că nu sărbătoresc nicio zi de când toată lumea e hainici, anul nou. Și toată lumea nu se gândește la așa chestii. Ei deja se uită că
Și din cauza aceasta eu sunt obișnuită cu hate, deoarece când e un critic obiectivă, da, e foarte fain. Eu ascult ceva, iau, mă gândesc că eu sunt foarte perfecționistă și mă gândesc de fiecare dată când mă uit în oglindă, nu-mi place aici și eu într-adevăr nu mă uit că, oh, da, wow, superstar, nu știu ce. Dacă vorbim de politică și de partid, de atâția ani sunt pe scenă și sper că o să fiu și în țara noastră situația politică, fiecare lună, fiecare zi se schimbă ceva. Și noi artiști, absolut toți artiști, noi avem familii și noi nu putem să... Noi nu venim pe scenă și nu scandăm votați, n-am avut niciun concert de cât 17 ani pe scenă și ca să scandez și să oblig lumea să voteze anume pe cineva. Tu unde vrea să îmbătrânești? În ce țară? În ce loc? Contează, știi, în ce țară, ce loc, cum adică spune, tu presupui că nu o contează să... cu cine, uh-huh. cu ce emoții, vreau să îmbătrânesc cu soțul împreună, alături de copii și nepoței și strănepoți, de exemplu, ca și bunica mea, de exemplu, vede acum pe strănepoțelul. Și dar țara nu contează. Mă simt foarte și foarte bine acasă, da, și de fiecare dată într-adevăr oriunde nu m-ar afla, eu mă întorc acasă. Atâția contracte și posibilități am avut, dar reveneam acasă. Tu ai declarat că pentru a intra în showbiz ai nevoie de mulți bani și nu e ușor și așa mai departe. Acum vremurile s-au schimbat sau nu? Vremurile pentru că acum poți să intri în showbiz chiar și tu știi, cu un leu în buzunar. Cu un leu în buzunar. Oricum, dacă vrei să te ridici la un nivel cât de cât, chiar și lansând o piesă cu un leu făcut cu, nu știu, cu gitara în stradă, în stradă. Oricum, dacă după acest video mic filmat cu telefon vrei să faci cât de cât un aranjament mai profesionist, de acord. Trebuie să ai bani. Natalia, și... dar uite, sunt niște proiecte, sunt niște sclipiri de astea, așa, no name, adică cineva care pur și simplu scoate o piesă, un clip acolo, bine, a cheltuit vreo 200-300 de euro, nu cred că mai mult, și el are milioane de vizualizări. Și tu când depui tot sufletul și te gândești la text, la sens și aranjament super profesionist și filmat, nu știu cum, din care unghi, sub apă, zburând, și tu nu aduni asta, adică impactul e mult mai mic. Pe tine te deranjează asta ca artist? Știi, mă deranjează când mă așez să fac o nouă piesă, că sunt două variante, chiar și ieri vorbeam cu un regizor foarte vestit de la noi, că la artiști, ok, tu poți să fii în mainstream, să lansezi muzică care se face, se difuzează peste tot, sau tu poți să faci ceea ce ți-ți place. Poate nu e atât de bună, ok, poate să aibă un sound, nu știu, mie îmi place Lara Fabian, spuneam de fiecare, da, ok, dar muzica așa, muzică nu se ascultă, înțelege o procentaj foarte mic așa muzica acum. Acum se face muzica hip-hop, rap, Navali, Johnny și mai departe. De exemplu, nu mă închipui să cânt așa muzică. Îmi place, dar nu din cauza că nu pot. Poate ceva, știi, înăuntru. Și aici tu trebuie să găsești această, știi, și să intră și... Nu-mi este mil. Eu mă bucur dacă cineva... Și chiar și vorbim și de noroc. Asta e ca loteria, știi? Cineva cântă toată viața și primește, devine artistul poporului și primește 200 de lei lunar. De exemplu, la 50 de ani, dacă zic, de exemplu, Rusia, e foarte clar evidențiat, de exemplu, Grigori Leps, care cânta pe la restaurante Sochi până la 40 ceva de ani și a devenit vestit cam pe la 50. Și unii fac doar o piesă, sclipesc cu 2-3 ani și nu rămân, de exemplu. Că la fiecare e cum, linia lui... Vreau să te întreb despre un eveniment din 2012. Îmi pare că când tu ai susținut un concert jubiliar la Palatul Național, a fost un concert foarte... A fost primul meu concert. Wow, Gresam la acest concert.
atunci, ca de obicei, a început să se lamenteze că, băi, da, asta costă bani, că i-a băgat până la 50.000 de euro. Mai mult, luat... îți spun, mai mult. Și am intrat în mare minus și nu făceam... Tot sunt diferite căști. Natalia, dar nu erau banii tăi, adică, dar nu erau banii parte, mei, da. Dacă de văzut publicitatea, au fost atâția parteneri. Mm-hmm. Și vreau să le mulțumesc și vreau să mulțumesc Dumnezeu că mi-au susținut acești oameni. Chiar okay. Au fost oamenii care, la care veneam și eu înțelegeam că ei n-au treabă cu mine, cu concertul meu. Dar eu sunt foarte așa, dacă vreau, eu insist și vineam cu business plan, chiar am făcut business plan și eu le propuneam că logo-ul, publicitatea o să fie acolo, 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 de exemplu. Și lumea a acceptat, mi-a susținut, era foarte greu și am intrat în minus. De fiecare dată eu încerc să fac ceva foarte calitativ și nu lansez videoclipurile foarte des și nu fac concertele des. Că eu dacă fac, fac wow. Dacă sau mai bine să nu fac deloc. Eu am fost prima care a combinat trei orchestre pe scenă. Mm. Simfonică, muzica populară și muzica ușoară. Și am avut pe scenă cam 80 de persoane. Și am fost, nu e bine, dar am fost și regizorul, și interpretul, și... Tu ai făcut asta pentru tine, da, nu eu pentru făceam, bani. Da, nu pentru bani deloc. La noi, nu e posibil, dacă chiar și de făcut calculul simplu, lumina, aparataj muzical cât de cât bun, oricum, dacă acoperi în zero deja biletele, că nu pot spune și la noi, tot este o logică la oamenii, că dacă vine de peste hotare și nu contează dacă cântă cu fonogramă, noi putem să achităm 1.000, 2.000, 3.000 de lei. Dacă ai noștri, ei, ajunge și 400, 500. Lara Fabian cântă live când vine la da, noi? Da, ea cântă absolut okay. Live. Dar sunt foarte mulți, de obicei cine vine? Din Rusia, România, Ucraina, care au playback. Ok, lumea nu înțelege. Noi cu auzul nostru profesionist înțelegem și din cauza aceasta, poate logică, sunt diferite, nu se dezvoltă la noi industria, că primul rând interpreții nu au bani și dacă au bani ei nu văd sensul pentru ce eu să bag în videoclipul 20.000 de euro. Eu mai bine mă duc undeva pe la club, la prieten, câmp, la vanțică, filmez frumos și rămânem la acest nivel. Exact. Și datorită artiștilor, avem care bag bani, dar, de exemplu, bunica mea, când se uită la videoclipurile mele, îmi spunea, o, scolică quartier можно было бы купить? Presupun că unul dintre cele mai scumpe videoclipuri a fost cel filmat în Rusia cu actorul Chadov. Cel mai scump, ca să înțelegi, a fost primul meu videoclip filmat anume de peste hotare, cu echipa din Ucraina la piesa Beșanei. Așa. A fost primul meu așa videoclip profesionist. Acela e cel mai scump? Dar de ce cel mai scump? Că a venit din Moldova, hai să... Așa. Și eu când știi deja spre final că la început mi-au că noi să construim apartament în apartament, nu știu, știi cum de obicei se filmează. Uh-huh. Și când a văzut ce am primit la final, eu înțelegeam că nu costă deloc. Dar care a fost nota de plată? Sau nu vrei să ne spui? Dacă nu vreau să spun, da, dar a fost mult. Mai mult decât 15.000 de euro. Wow. Mi-a costat. Și când ai văzut nota, ai zis... Cum? Era primul meu videoclip și eu făceam, știi, buzunar. Și ai plătit suma integrală? Da, și am plătit. Wow. Și știi cum spun la muzicanți, dar așa sunt prețuri. Tu ai vreo piesă pe care nu-ți place să o interpretezi, deci nu, încerci să nu o cânti.
tu știi, eu am foarte multe piese care nu-mi plac să interpretez, chiar și serios, eu nu le ascult. Trei. De ce? Că sunt piesele care, de exemplu, tu faci, tu înțelegi că pentru acest eveniment va fi foarte bine primită această piesă și lumea prinde, dar tu înțelegi că nu e stilul tău, nu-ți place deloc. Dar care? De exemplu, piesa Ioane Ioane, îmi place foarte mult, dar am cântat de atâția ori că de fiecare dată când lumea mă roagă să cânt Ioane Ioane, eu spun, eu am alte piese frumoase și în română, folclor, refăcut, nou stil, am un album întreg am lansat cu Nună de Flori. Natalia, uite, noi avem pentru tine un cadou. Wow! Taran, taran! Eu mă uitam la maiou tău, da. Că e foarte stilat. Știi că, wow, nice, dar uite, vezi, avem și pentru tine maiou din partea echipei noastre. Super. Renegat, welcome in the club. Thank you. Dirjis, you will survive. Da. Și mai avem și o tradiție, așa, un obicei în emisiune. Acum tu ai șansă să transmiți cuiva un mesaj, nu ne spui cui, iar acel cineva când va primi mesajul ăsta, când va auzi, va înțelege că e pentru el. Da, o să înțeleagă tatălui. Te iubesc ca cel mai mult și ești sensul vieții mele, într-adevăr. Și ești, într-adevăr, pentru tine, să, I will survive, nu contează ce o să se întâmplă în viața mea. Frumos. Da, nimeni n-a înțeles despre cine este vorba. Despre mamantiona. Emisiunea a fost produsă cu susținerea IREX și a Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova. Conținutul nu reflectă neapărat opinia Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Moldova sau a organizației IREX.